Mariuca, bine te-am găsit. Ce sărbătorim aici? O sâmbriță la Arhanghel. Haideți, bine ați venit. Bă, să trăiești, băi, că asta bine te-am găsit, băi, vă să-l luăm să-l luăm, băi, sub! Hai, băi, că asta se de bine, ai stocchi părat, băi! Băi, băi, păi curat, băi! Hai, să-l luăm, băi! Da, băi, 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 dar e mult o problemă vara asta, băi! Doamne ajută! Ca la vară mărg la fotbal! E mai mult câștigă! Băi gazdă, nu mi-au mâncat lupii bucălaia de aici, am luat-o din Crăciuri, bă, mândră! A, păi mai aia și piei, băi, oafe, domnul! Numai piei purinul ne mănâncă, păi un vitea! Bă, ce aici mi-au făcut mai mândră să-mi iau să-ți mânca lupii? Am un vitea, mă, când le-au cădeam! Să mănâncă că e rău, mă! Bă, ce e slabă, de s-o zice pruncă ăsta că ce e slabă, n-o mai am, dar pe ce o bucă e slabă. Rătași că ți-o rămas, că ai tu mai multe, deci mai bocota. Nu știu piele, nu mă chem. Bă, și zic eu piele, nu rege. Ca salin, hai tu un piele. Bă, Ion, că eu cu Ionu-s pe acela drum, ar trebui cu Ionu-s Vedanu. Că e să duc o dată. Că ei au zis că-l face și aici. Eu nu. Cât ai avut? 11. Hai, mă. Că tu spre ce-ți trebuie, și am un. Nu, și mai multe. Le cunoști? Da. Ce semn ai avut la ele? De care nu mai spun. No, bine, să vedem. Care? Bine, aceea e orice de acolo? N-o scot eu. Eu aici. Aceea e? Aceea e, da, da. Trei drumul aici. Aia asta albastră. Prinde și pe albastră, fă-l aici. Dar lasă-le aici, asta e. A, da, 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 și palma. Da, să duc ăsta, că nu se duc. Păi să nu se duc acasă. Nu se duce nimeni. Eu, tu te strângeți și tu. Strângeți-le și tu, că și tu le cunosc. Vreți de strângeți, mă? Da. Numai să nu luați altora, uitați-vă bine la semne. Așa lucră, așa lucră, vreți să iei cepuile. Da, da, ei le aduce, unde le aduce? Două! Da, nu mă apucă să mă trei! Patru! Adam! Adam, Mihaiuc și Băneagă, nu lăsa! Noi, strugați, ce ai să nu ne-ai dați pe tare! Încă tu, încă tu! Nu le spăreți, încă tu! Încă tu! Încă tu! Hai, hai, hai! Hai, 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 hai! Băi, bă, eu te Ai mă uitați pe băia ca ăsta, a bătat, dar n-a bătat nici amul. Nu, nu, nu. Bă, șasea mea, dă-i drumul! Băia ta! Băia mea, dă-i drumul cu drumulța! Stai, stai, stai! Bă, bă, are tu, mirci și cătura, vezi? Băia lui! Bă, zute, a mea, gata! Bă, cu dragele pe aia, că l-aveți la el! Asta ne-a lu! Bă, măi, că ta-i drumul! Dar mă, cu zâmbrie acum, asii! Nu știu cum să zic, am un mai scump pe curare, știu.
Da bă, da ce? Amu, dacă îți mai scup și nu poți scăpa de ei și să fie și pe geamul tonan. De jumătate, mă, să vedeam, de jumătate. Ha. Bă, nu bine azi, că nu soile atâta de rele, dar... Nu, dar cine a stat la ele pe la... Da, Simus, hai să dai și eu de-o băută să facem după aceea, mă. Eu, alta noastră. Facem bă. Băută, am nămnice, ce raș din ai cum stau. Încă de până... Da, hai să-ți număr, lei! Să iasă bine cu oile. Ține, băi, că asta sâne. Bă, dar la tău, la vinderele, ai fă vara asta? Bă. Zeu! Ai dus și strungașul? Bă, l-am dus și pe el să vadă te uite la el cât e de mântru și ai, săracul! Bați, mare, când a fost după brânză, l-am găsit unii lângă tău, mă, cu sterpele, mă! Asta-i treaba lui! Ai bate-l norocul! Eu zici să-i le iau să le vând acolo că te părsănesc cu! Dar nu a avut lipsă! Bă, nu să zică ni opt de el acolo! Aceea, un bine noi cu asta! Ai văzut? Gheorghe, nu mi-a știut ajute! Bă, și la anul fastână, nu? Bă, dacă-i vrea și ți-o plăcut brânza și cum am cătat de ele... A și chiar femei! Dumnezeu vă ajute! Și dumnitale, ce zic? Bă, dar ai scoasă, nu, altul! Băi, hai să mergem noi! Ce oi am aici, să văd? Îți dau o gură de horin când eu vreau să văd oile. Bă, nu, până nu cătem cu oile și cu astea. Băi, eu nu... A ta una s-o premecim. Hai, băi, bă, o să mergem! Noi tomn aceea... Care? Ce e slabă? Mă, avem o piele de ei vrea să o primiez, nu? Bă, dar e a ta? Bă, e a ta? Să vă semnul, să vă ce să mai avut? O tricală am avut. Bă, dar pe cum, dar nu știm noi atât, mă. Vedea dreaptă, să văd. Unde ai păgat? Mi vezi, tocmai aceea e cornută, e nii. Uite ce la e. Nii pe o tricală. Uite ce la e. Bufă în dreapta. Are pe o tricală. Are, bă, ai oi, ai și pieri, băi, nu. Nu că și aduci-o casă, dar lasă. Bine, pune-i pe vraniță. Pune-o pe vraniță, că mi-ai fac un cojoc din ea. Noi nu facem. Și cojoc. A, de lui un, pe breaza aceea e lui un. Băi, auzi. La măiară după cap! Nu facem un bochet, ce facem? Nu, dar mai chica o mă, dumătare bine ar fi de vreau un păcurat să rămâne la el. Eu trebuie să spune, m-am hrănit de oia, mă! Bă, dar îl hrănim noi, mă, noi ne înțelegem, fie el și ne vreau un să rămâne. Am un bochet, păcurat voi, eu vă dau coliba, cum no. Ca este. Dar eu m-am hrănit de oia, până la primul. Hai să trăim cu unul dintre feciorești, da. Păi rămâne el, nu? Eu mă, rămâne tu, nu? Păi la chica o mă, tu! Pe care ca? Până mâineți la... Te înțelegem, bădă cu ei, aici. Cu mine, nu, eu vă dăm de cap, nu mai aveți treabă cu ea, noi vă suntem galbă. Da, rămâneți. Bun, atunci nu le scoți, eu no, nu le noi ne uităm la voi să le avem, plătim, am... Rămân aici la tine și mâine dimineață... Mă, eu v-am spus. Eu până amul, eu v-am avut grijă de ele. Mă, de tâtea din atât ai avut să-mi dai sâmbria mie, să pot plăti pe curare și de aici încolo, deci, voi vi sunteți curcați. Am udele și o cocona, am udeam un corp până cu tomatul, că pe vară nu le-ați dat. Bă, nu, de asta ce s-o prevecit mie nu trebuie să-mi brie, nu? S-am dat brânză după aceea, dar pe nou... Îți plătesc 12, dar brânză aceea e 5 kg ce mi-au rămas de azi vară, cum e cu ea? Băi, omule bun, păi dau pe geamul tonat, nu. Nu, 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 eu știu pe geamul tonat, de mă duc joi la o grătare. Așa-i mult, da. Dar vei trebuie să-i da brânză, mă, ca să am și eu să-mi braci pe geamul tonat, nu, zic, nu-i avea pe nimeni, trebuie să le-or vine, după ce le-ai pastrâne. Dar pe vezi că oile am... Nu știu ce-o îmi fac cu ele, dar... Bani, bani, bani și... Tare multă spesele după ele. Băi, omule bun. Că mă da, surpensi, zic aici, de la Corine, mă da? Da, da, da. Da, o miumia. Nu poate, bine ați. Cât bani ai dus? Bine ați. Ce e ca? 12 sute aici. Să fiți sănătoși. Da, mă, mă, voi pe. Să trăiască, să trăiască, să trăiască!
mă din căcetierașu, mă. Hai să mă ne horim,
calinește în inima Maramureșului. Stăm de vorbă cu Măriuca Verdeș. Măriuca, ce sărbătorim astăzi aici? Aici suntem la Gazda Stânii, sărbătorim Mosâmbritul. La Arhanghel se numește această zi. În această zi se împart oile sâmbrașilor. De fapt, Gazda Stânii își dă toate oile care le-au avut sâmbrașilor și rămâne numai cu oile lui. De când datează tradiția asta? Tradiția aici datează din moștrămoși. Dacă trăim din oierit și în ziua de astăzi datează din moștrămoși. Ideea este că această tradiție a fost reînviată de un grup, o asociație, și anume Căliniștenii Țării Maramureșului, din dorința de a nu lăsa ca lucrurile valoroase să fie oarecum îndepărtate de noi, ci readuse la actualitate și dat încredere oamenilor că nu trebuie să ne ferim de ceea ce avem frumos și valoros, ci din contră trebuie să gândim modalități, să gândim soluții de a le pune în evidență, de a le pune în lumină. Asta încercăm noi aici, în acest sat, să facem. Aveți multe evenimente acum înainte de sărbători, nu? Un fel de preparare? Nu, noi tot timpul avem. Le aveți în fiecare duminică, am înțeles. Da, de la domnul Rus Vasile, care vine săptămânal aproape și încercăm să facem jocul satului în sat. Noi ne-am înființat de un an și jumătate. Aproape. Sunteți o asociație care promovează? Da, o asociație și un grup în același timp, care încercăm să ducem mai departe ce a fost frumos. Nu încercăm să salvăm, ci pur și simplu să ducem mai departe, atâta tot. Ce am învățat și noi de la cei dinaintea noastră, ce nu învățăm acum, că avem pe bătrâni lângă noi, pe profesori, oameni de specialitate, care doresc să ne ajute cu ce nu știm și din ce nu, să dăm curaj copiilor să creadă din nou în România, să creadă din nou în satul tradițional, să creadă din nou în agricultură, să creadă din nou în oierit, să creadă din nou în port, în tradiție, în tot ce ține de noi ca oameni. Până la urmă, noi românii avem niște gene foarte adânci, consider eu, niște rădăcini care au trudit o viață întreagă din a trăi din munca lor și ar fi păcat astăzi să le pădăm această tradiție, că până la urmă e o tradiție. Fiecare om să strădea să aibă pământ, să aibă casă mândră, să aibă casă îmbrăcată mândru, să aibă prunci sănătoși și cât de mulți ca să ducă mai departe neamul. Deci sunt niște lucruri care eu le găsesc ca fiind sănătoase și consider că ca să poți să fii sănătos, trebuie să trăiești într-o lume sănătoasă, într-un mediu sănătos. Și asta facem, ne adunăm aici și vrem să fim sănătoși, să nu ne rătăcim și să nu luăm pe drumuri care credem noi că sunt bune pentru noi, dar de fapt sunt doar niște ispititoare, lucruri ispititoare care ne îndepărtează de ceea ce e frumos adevărat. Măriuca, noi suntem aici într-o casă țărănească autentică. Da, la gospodăria lui Victorul Știrbuțului, un proprietar care a înțeles dorința mea și dorința grupului de a încerca să facem lucruri care trebuie să fie firești, da? Să ne adunăm înșezător, s-a deschis și o școală în cadrul acestei asociații, Școala Rădăcinilor Străbune, în care se învață meșteșuguri, în care învățăm hori, jocuri tradiționale, a venit domnul Rus Vasile. Învățați pe, da, pe tineri și pe copii? Pe tineri, nu numai pe tineri, eu sunt mai bătrână optică și eu învăț. Pentru că am fost la școli, crezând că o să învăț ceea ce doream, doar că școlile din ziua de astăzi te învață lucruri care sunt folositoare și mai puțin folositoare. Măriuca, că tu ai studiat la București din câte... N-am făcut liceu de artă din Baia Mare, din generală, până în clasa 12-a. Pe urmă am terminat Universitatea Națională de Muzică din București. Am făcut un master în enologie și antropologie socială în Baia Mare și doresc să continui studiile cu un doctorat. Ce te-a făcut să te reîntorci acasă din București? Dumnezeu! Dumnezeu, tot timpul m-am rugat ca Dumnezeu să mă ducă pe drumul cel bun. Ți-ai dorit întotdeauna să te întorci acasă? Da, se pare că nu eu, cât ceva din interiorul meu care
tot timpul jelea după ceva și jelea după satul tradițional, jelea după decorul, jelea după oameni. Și atunci eu am constatat că nu trebuie să-mi ignor interiorul, pentru că dacă el strigă în disperare că locul lui nu este în altă parte, am zis că n-are rost să mă chinuiesc pe mine ca să trăiesc într-un mediu, da, pentru fală și pentru mândrie și pentru, mai știu ce mentalități avem în ziua de astăzi, de a ne arăta ca fiind, nu știu ce, modern, deștepți, inteligenți, nu știu cum să numesc oameni din ziua de astăzi. Să înțeleg că niciodată nu ți-ai pus în gând să pleci din țară. Nu, eu am fost plecată din țară, dar în vizită. În vizită. Oriunde am fost, casa e casă, rădăcina e rădăcină, pământul e pământ, neamul e neam, locurile sfinte, deci nu... Astea nu le poți cumpăra cu bani. Oricâți bani ne-ar da, locurile copilărie, cum mergeam pe câmp, mergeam, beam apă din izvoare, nu știu. Eu m-am călit în alt mediu. Eu nu mă tem de frig, nu mă tem de ger, nu mă tem de lucru, nu mă tem de sărăcie. Deci, efectiv, oamenii care muncesc nu se tem de sărăcie. Pentru că tot timpul știi că dacă muncești, ai. Mariuca, se poate trăi în România? Da, eu trăiesc. Bine? Deci dacă mi-ați cere să trăiesc din salariul pe care îl primesc unde lucrez și aș sta la oraș, să știți că de multe ori mă gândesc cu nostalgie. Cu nostalgie la cei care fac și trăiesc numai din salariul care îl primesc. Pentru că nu-i de bine de rău dacă n-am avea un tic de lapte, fie de vacă, fie de oi, un miel, un ghițăl, porci, găini. Păi nu știu, noi am răbdat foame. Sau mânca o zamă lungă să ne ajungă. Noi nu suntem cumpiți cu de a-i sta în acas pe capul nostru. Mariuca, pentru că ai dat un interviu pentru radio-televiziunea Artis de la Bruxelles, care este un trus de prestă destinat românilor de pretutindeni. Ce transmiți românilor din diaspora? Să se uite în interiorul lor, pentru că el le va spune cât e ceasul. El le va spune dacă ceasul e bun, dacă vremea e bună sau nu e bună. Dacă locul unde îi e bun sau nu e bun. Eu sunt conștientă că cu cât avansăm, ne trebuie lucruri, nu știu, și nu zic că nu ne trebuie strictul necesar, dar de a ajunge de la strictul necesar și la lucruri care ne sunt, nu ne mai sunt valoroase și de fapt sunt pierdere de timp și aruncare de bani pe geamuri și termopane și căzi cu zeci de camere și luxuri în interior, eu consider femeia tradițională mai înțeleaptă de zeci de mii de ori decât în femeia de astăzi. Nu vreau să jignesc, ci vreau să constat că femeia a avut o căsucă, casa i-a fost oglinda și a îmbrăcat-o cu înțelepciunea ei și a îmbrăcat casa cu haine, a îmbrăcat ca tot timpul masa o fost plină de belșug, nu știu mai multe, degeaba să faci case multe și averi multe, dar nu stai în ele. Și, nu știu, eu m-am obișnuit poate cu mai puțin. Și din cauza asta eu încă sunt aici. Mariuca, câți ani ai? 27. Mulți ani înainte. Dar să știți că oamenii sănătate. Care trăiesc cu mai puțin, trăiesc mai mult. Trăiesc mai mult și se bucură că nu zgârciți. Eu dacă am o bucată de pită, eu știu că ce înseamnă să n-ai și îți dau jeție. Dar cel care are nu mai știa, da, că să gândești numai la el. Dar de asta îmi place comunitatea, de asta îmi place satul. Aici s-a făcut o ală de 30 de litere de curechi, s-au făcut pangove, s-au făcut plăcinche. Și nu trebuie să dai 10 bani la femeile care au lucrat. Toți lucrăm pentru toată lumea, ne ajutăm unii pe alții. Asta... Deci, atât am râs, uitați aici, în locurile astea, am stat aseară și am făcut curetiu cu femeile. Atât am râs și povești și amintiri și nu vă spun, deci am râs cu lacrimi cu femeile care stăteam la umplut curetiu. Da. Am zis că îmi sălta inima de bucurie, zic că astea vremuri, aș vrea să nu se gate veci. Așa erau cândva. Se adunau, horeau, povesteau, râdeau. Așa și îți înveselești inima și... Cum v-am spus, sunt lucruri pe care nu le poți cumpăra cu bani. Acum avem nevoie de operă, avem nevoie de teatru, avem nevoie de haine elegante. Aia este care le port pe mine, nu mai ies la modă. Și atunci femeia din sat nu mai are pentru ce lucra în sat, trebuie să meargă să stea în gerunți pe unde poate ca să lucre.
Păi eu vă spun sincer că eu cât pot îmi păstrez mândria cea de femeie Maramureș. Măriu, ca să știi că e foarte căutată zestrea de Maramureș. Na, acum știți cum e? E cătată degeaba. E cătată degeaba, că au murit de mult femeile care au știut mai mult decât știm astăzi. Noi știți ce culegem? Culegem, ce să vă spun, tare puțin de pe holdă. Cam după ce s-o culegi ce-a fost bună, noi mereu m-am să luăm cea mai zi bun. Gândiți-vă cum arată Maramureșul când alții care fac case nici măcar nu se gândesc să-i dea o arhitectură cât de cât apropiată de zona noastră. Porțile tradiționale, fac foc cu ele că nu mai sunt la modă. Bândurile stau în lăz. Cum e căutată? Mie nu mi se pare că e suficient de căutată pe lângă cât ar trebui. Păi toate acestea s-au făcut doar din înțelepciune nativă, adică dată de Dumnezeu, femeia dizinea modelul în cap. Astea nu au fost școli ca să le învețe pe femei. Deci până la urmă vorbim de o înțelepciune a universului, o înțelepciune extraordinară, care din punctul meu de vedere a fost lăsată să margă pe ușă fără să închidă nimeni așa și să zică noi avem nevoie de ea aici. Mariuca, dragă, de aia România are nevoie de tineri ca și tine. De oameni care își iubesc țara, care nu-și uită rădăcinile și care încearcă să reînvie trecutul și istoria. Acum, știți cum e, eu nu vreau să... ceea ce fac, nu fac, Doamne ferește, nici din eroism, nici nimic, ci pur și simplu că așa cred că e firesc și normal să facă orice om care trăiește într-un sat tradițional. Să se implice să-l promoveze, să se implice să ajute oamenii din interior să creadă în ei, generațiile tinere să-i ajut să vadă că se poate trăi și la ei acasă, să nu trebuiască a merge prin țări străine, să înveți de cum nicuț să știe meșteșuguri, să știe tradiții, să știe ori, să știe tot ce înseamnă frumos și valoros în satul tradițional. Astea nu se învață la școli, astea se învață în interiorul satului, dar dacă noi ducem la disoluție satul tradițional, încă îi suntem bine. Valea Cosăului, din cauza faptului că a fost izolată, mai sunt case cât mai multe din lemn și porți, dar dacă, cu cât plecăm, cu atât e mai gol. Și e goală România, și e goală țara, și se duc și românii, jelind până alte țări, dar știți ce am zis? Mai bine jelesc acasă. Nu mă vede nimeni. Mariuca, dragă, să știi că o să revenim cu partea a doua a istoriei tale. Și înainte de a încheia, vreau să ne prezinți invitații tăi care se află aici, în această minunată casă tradiție. Gata, stâni, eu nu-mi nici tiraș. Eu nu... Suntem alături de moroșenii lui Văsâi, așa-i? Da, da. Dobașul Vasile Moldovan, așa. Cetierașul Rus Vasile, Zongura Anca Rakic și avem un horitor, Ion Moldovan, așa v-a zis, moldoveni, povargine, dar să știți că moroșanii viezu. Ia să vedem cine vorbește în numele grupului. Bănesc cu Cetierașul. Cetierașul Văsâi. Bună ziua sau bună seara aici la sărbătoarea dumneavoastră de aici din regiune. Bine ați venit pe la noi. Spuneți-ne puțin despre grupul dumneavoastră folcloric. De când l-ați înființat? E ceva vreme de când colaborăm, dar o facem pe lângă alte ocupații. Deci o ocupație în plus, o plăcere personală, a mea și a lor. Și cântați la evenimente? Cântăm la niște evenimente, muzică autentică, de mult, pentru că de asta ne mai facem timp să ne ocupăm. Sunteți în formulă de 4 în grupul acesta, și așa? Și 4 și 5, că de exemplu horitorii trebuie să-și joace. Să-și joace. Așa. Mai pot fi și mai mulți, pentru că sunt anumite jocuri care se fac de la 4 perechi în sus, care sunt jocuri, care sunt jocuri care au fost practicate la petrecerile din Maramureș. Jocuri cu care, cum s-a spus la noi, s-a veselit lumea. Sau s-a molătuit. Asta e un... Dragul ni la moloșac. Așa. Pregătiți acum o suită nouă de melodii, am înțeles, nu?
Melodiile nu sunt noi, că îți vieți numai... Adică o nou, un nou repertoriu. Da, un nou repertoriu nu e... nu e încă sistematizat. Așa, dar melodiile se... îs culese de prin sat, nu? Se... mai bine zis, le-am căutat care... o scăpat nepromovate, să le zicem. Adică de interpreți noștri valoroși care au fost înaintea noastră și caut să fie melodii la care nu au ajuns ei. Nu să contrafac alte melodii, mai bine 5 melodii la care nu au ajuns să, cânt, să le cântează, dar așa, decât să știu eu să înclopim orice linii melodice din diferite melodii existente și le dăm un fel de formă aproape și să fie ceva diferit. În străinătate ați cântat vreodată? Da, am cântat. Acum n-am fost eu tot timpul omul străinătății, că muzica o practic pe lângă servici, dar am cântat la câteva. Am fost la Zaur România în 2009 în Nîm, am fost prin Bruxelles tot în 2009. Și poate o să mai mergeți anul viitor la Primăvara Românească. Acum, în funcție de cum se așează lucrurile. Dragostea noastră
dușmanii l-au aflat, măi dorule dor, și totuși-l l-au tăiat, măi dorule dor. Nu-i bai bai, nu-i nimnică, măi dorule dor, dragostile așa să strică, măi dorule dor, să strică și să domnesc, măi dorule dor, și mai tare să iubesc, măi dorule dor, să strică și să domnesc.